Vă vine să credeți sau nu, am găsit steagul Uniunii Europene în inima Moscovei. Tot e scump în Moscova, da. Toate direcțiile duc spre Kiev. Așa că, din câte se pare, și aici în Rusia, roboții au luat locul oamenilor. Îi trimit mâncare, cumpli cu droni, la fiecare magazin. Propaganda, violența, un domn cu nasul mare, cu foarte multe arme, dar are și cărți. Cam așa se vede râul Moscova la ora 11 noaptea. Trebuie să fiu sincer cu voi, nu așa îmi imaginam Moscova. Priviți cum arată aceste clădiri, priviți cum se văd de aici de jos. Iată că nu știu și ce e bogăție, știi? Ca să știi și pierd. Mama Rusia, avem patria și trebuie patria să o apărăm cu o șpriet. Și gata, le-au spus cuvinte patrioti și le-au mai pus două cânti și buni. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați revenit în Moscova! V-am promis că voi face un clip seara, așa că iată-ne, este trecut de ora 8 și am ieșit la plimbare, am ieșit la colindat. Nu suntem singuri de această dată, Planeta Rădeanu este cu noi. I-ați cunoscut în unul din clipurile trecute, au fost destul de amabili încât să meargă cu noi să ne prezinte orașul. După cum vă spuneam și zilele trecute, Moscova seara își schimbă fața, arată altfel, se transformă. Dar până să vedeți acest oraș minunat, vă rog să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult. Asta acum se numește Radisson, dar de fapt este hotelul, fostul hotel Ucraina. Fostul hotel Ucraina, așa construit într-un stil, hai să zicem, stalinist, da? Într-un stil stalinist, dar să nu mergem pe extrema aia despre stalinismul ăla, este un stil aparte, foarte frumos. Priviți cât este de mare. Arată impunător. Arată impunător și dacă ne uităm chiar alături, la vreo 340 de metri, avem acolo, chiar în față, așa, avem clădirea CAIR. CAIR, adică cei mai în vârstă, cei mai cu experiență de viață știu despre ce clădire este vorba. Este vorba despre clădirea Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, unde era, făcea parte și România, adică tot fostul bloc socialist, chiar acolo, în prim plan. Acolo, în depărtare. Între 1500 și 2000 de dolari pe noapte costă o cameră aici, așa că nu iese pentru noi. Aici lucrează Putin, nu în Kremlin, așa cum ar crede toată lumea. Cât de frumos se vede seara. Aici lucrează, nu? Aici. Deci suntem în creierul Moscovei, da? Acolo CAIR-ul, ceva mai încolo noul și vechiul Arbat. Puțin mai încolo avem Ministerul de Externe și deja după Ministerul de Externe avem Kremlinul, simbolul și emblema Moscovei, a Rusiei în general. Aici stă Putin, da? Aici, de aici se iau. Aici nu la Kremlin. Eu în primul clip v-am spus la Kremlin, pentru că așa am găsit informațiile pe internet, dar omul știe mai bine, este de 20 de ani aici în Moscova. De aici se iau, adică mai ia și... Deciziile importante de aici. Se ia cu opoziție, cu ce mai este acolo, totul de aici. Mai ales pe fundal de mai multe, da, și avem acum și se mai întâmplă. Aici avem asociații, asocieri vor fi, încolo casa cu conducerea și în spate avem fosta Ucraina, da? Fostul hotel Ucraina. Comentarii vor fi multe, da? Vor fi... Districtul financiar, priviți cum se vede gheața, pare groasă de aici de sus. Cu toate că nu este atât de frig astăzi, avem și două rățuște acolo jos, zgribulite. Îmi aduce aminte de Singapore, doar că în Singapore nu aveam gheață. Spuneai că sunt printre cele mai înalte clădiri din Europa? Nu sunt printre, sunt cele mai înalte. Cele mai înalte? Vreo trei sunt cele mai înalte din Europa. Da. Sunt trei, ajungem și la ele. Așa, adică... că asta cred că... A, nu se încadrează. Asta nu se încadrează. A, eu mă gândeam acolo, că ele sunt. Nu. Acolo este trei turnuri, dacă nu mă înșel. Turnul Mercurii, turnul Federației și încă unul. Așteptăm și fetele, pentru că au rămas în urmă. Noi ne-am luat cu vorba și am mers, ne-am dus. Îmi place cum se necate acolo, deci nu știu dacă e vârful clădirii, da. Se necate în așa, într-o ceață densă, da? Ești cu capul în nori. Cu capul în nori. Lumea face jogging, au ieșit la alergat. Voi nouă ne furați din timp prețios.
Matrioști, merg ca matrioștile. Mergeți înainte. Ați rămas în urmă. N-aveți, gata, v-ați epuizat? Slăbim, facem fitness astăzi. Salariile lor nu sunt așa de mari, la muncitorii de rând. Câte 1000 și ceva de euro, câte 1000 de euro, 800, 900 de euro. Pe oficii, și credeți că toți care lucrează aici ani, prindeți bani, doldora de bani, te vai de curul lor și aici. Am intrat la căldură, este foarte bine, înghețaseră mâinele. Facem doar trecerea peste râul Moscova. Trecem peste râul. Podul Bagration. Podul Bagration, care ne va duce direct în futuristicul moscovit. Avem foarte multe magazine în această zonă, aici cafea turcească. Fiți atenți că oamenii vând simuri. Aici avem roboți. Am găsit robotul care îți vinde înghețată. Înghețată? Sau cafea? Înghețată, nu? Așa că și în Rusia avem roboți care au luat locul oamenilor. Da, înghețată. 2 euro înghețată. 200 de ruble. De care vrei, Cosmin? De ce? Cosmin, euro, de care vrei? E frig și după aia... Altă dată. La vară. Avem Coca-Cola, avem Pepsi. Cine spunea că este interzisă în această țară? Trebuie să fiu sincer cu voi, nu așa îmi imaginam Moscova. Priviți cum arată aceste clădiri, priviți cum se văd de aici de jos. Сколько стоит? Еще 800. Cred că acesta este cel mai înalt din zonă, turnul Eurasia se numește. Am intrat în unul dintre aceste turnuri. Dacă sunteți în zonă și aveți timp, puteți să urcați până la etajul 100, din câte am înțeles, contra cost, bineînțeles, doar că în această seară vremea nu este de partea noastră. Un întreg cartier acolo, să lichidează complex pentru a construi zgârie nori, adică deja ai locuit. Ai locuit cartierul respectiv și îl distrug? Care sunt clădiri vechi, mai mici de 5 etaje, mai jos de 5 etaje, acolo să înțelegem că sunt clădiri cu 5 etaje. Am înțeles. Și... Încă primarul Moscovei a fost un ordin încă emis încă mai de mult timp, mai mult timp în urmă, că tot ce e mai mic cu 5 etaje, care nu reprezintă mare semnificație istorică, arhitecturală, de pe perioada, din perioada lui Hrușov, așa, da, cam lichidată și construit în cazul Moscow City, chiar la periferia acestui mic orășel, de mai încolo, tot așa, a nimerit sub mâna buldozerului clădirile astea cu 5 etaje despre care vorbeam. Acolo avem gara Kiev. Toate direcțiile duc spre Kiev, spre Ucraina, spre Moldova. Oamenii lucrează non-stop, dezăpezesc non-stop. Aici e așa, când au o calamitate naturală ceva, sau ceva, voi extremă, la dânși nu ești, la dânși tăți. Tăți ar, ca și cu războiul. Îți pare că... Yes, spasit, e că nouă și la televizor, îți pare că... Ei se duc, n-au și mâncat, dar ei, patriotismul de întrânși, sarea la iveală, coasă colțuni, trimit front, trimit mâncare, le cumpăr droni. La fiecare magazin, restaurante, mai înainte, mai ales, erau fel de afișe, știi? Da. Pe numărul ăsta puteți să trimiteți bani pentru că cumpărăm ostașilor noștri droni. Deci oamenii donau. Oamenii donează. Iene pentru patriotism, la dânsa asta e... Nu știu cum se poziționez treaba asta. Cu cine ții, cu ucranini, tot cu ruși sau cu americani, tot cu europeni. Dar pe ruși, n-as idei la colț. Părere de rău sau de ghine, te gândești la colț, n-as idei. Nici Napoleon nu i-a dat la brază, nici Hitler nu i-a dat la brază. Iată că nu știu și ce e bogăție, știi? Clasa de jos, clasa nici loc ca să știi și pierd, știi? Lor le-i în crâl, lor le-i într-un loc. Ei știu că noi avem mama Rusia, avem patria și trebuie patria să o apărăm cu orice preț. Și gata, le-au spus cuvinte patrioti și le-au mai pus două cântece bune.
Și gata. Și... Pentru gata. Ei e suficient. Gata. Îl ved mâine acolo. Mai sunt și niște ciorcoși care mai fug, care, mă rog, sunt da, da, care da, nu puțin. Gata să moară pentru niște idei proste. Da. Inelul sovietic, construit în perioada sovietică. Deja de ceva timp este construit inima Moscovei. Inelul inima Moscovei, vedeți dacă se vede așa, așa un fel de inimă, da? Foarte inimă, da? Așa, de inimă. Da, da, da. Stații noi, nu de mult dat în exploatare. Cum? Nu de mult în înțelesul relativ. Este funcționabil, tot lucrează, adică... O ușurință pentru moscoviți, fiindcă pe deasupra, cu transportul, cu automobilul... Ajunge în fiecare colț al orașului, fără probleme. Fără probleme, așa. Se mai construiește încă așa. Și nu costă nici mult. 50 de ruble. Păi da, 50 de ruble. 50, hai să spun câte, 53 sau 56? 54. 54. O altă biserică foarte mare, sau catedrală, ce ai zis că e? Deci ne aflăm aici chiar sub Kremlin, la poale de Kremlin, se află biserica, nu biserica, catedrala Hristos Mântuitorul. O catedrală foarte mare, este puțin spus, este cea mai mare catedrală din spațiul rusesc, din Rusia, reconstruită, da, 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 apropo, reconstruită în 1990, în anii 90, deci după ce a fost distrusă în 39, da. Și în tot acest interval, interval dintre 39 și 90 a fost sală de sport, chestii cum era practicat în perioada comunismului, da? Văd foarte multe statui de jur împrejurul catedralei. Chiar aici în față sunt porțile de intrare, principalele porți de intrare. Deci de aici se țin slujbele de patriarh. Patriarhul, deci, se află aici, de aici se fac slujbele, Kiril. Când eram și noi mai tineri, mai veneam și noi la un Hristos a înviat aici de ceva timp. Nu mai venim, fiindcă nu am îmbătrânit. De jur în jur avem statuile mai marilor patriarhi a Rusiei. Această statuie vrea să reprezinte unirea dintre Biserica Ortodoxă din Rusia și cea din afara Rusiei, pentru că, după cum ne arată și aici acest glob pământesc, există o ruptură, are o ruptură pe mijloc. Această statuie vrea să reprezinte unirea dintre cele două religii. Nu dintre cele două religii, dintre ortodoxism, dintre ortodoxismul din Rusia și cel din afara Rusiei. Chiar dacă este ora 11 noaptea, se lucrează la foc automat. Ai vrut să ne mai spui ceva? Nu uitat, mai este încă una. Noi amia suntem deasupra bisericii. Deasupra bisericii. A, dedesubt mai este mai o biserică. Este o biserică. Mai este o biserică acolo cu altar, cu tot, cu suvenire. Și pe lângă tot suvenirile, chiar biserică funcțională. Se ține slujbă. Se ține slujbă, tot este foarte înalt. Așadar, în această zonă avem două biserici, una peste alta, ambele funcționale. Am mai întâlnit acest lucru în Italia, doar că acolo doar una era funcțională. Aici sunt funcționale ambele. Acum suntem pe podul patriarhal. Priviți cât de frumos se vede de aici de sus. Oamenii aceștia le au cu împodobitul, nimic de zis. Bănuiesc că totul e iluminat așa doar de sărbători sau și în restul anului? În restul anului poate nu e așa festiv, poate nu e așa festiv, dar e iluminat numai prost și numai rău. Cum intrăm în febra sărbătorilor de iarnă, decembrie la Ruș, decembrie sfânt. Cam așa se vede râul Moscova la ora 11 noaptea. Aproape totul este înghețat. Acolo jos avem fabrica de ciocolată, de bomboane și ciocolată. Acolo ce e? Ce se vede? Acolo este statuia lui Petru cel Mare. După cum se vede, este mai înaltă de cât? 3, 5, 6? Cred că tot un bloc cu 15 etaje, da, da. Am să spun așa, da? Ia privit, s-a format o stradă printre gheață. Această pădure este la etaj, este deasupra acestei clădiri. De mestecine, ai spus, nu? Da, mestecine. Eu tot m-am uimit când prima dată am văzut-o. Că da, e incredibil. Când folosesc cuvântul nu de mult, pentru mine 4-5 ani în urmă, e nu de mult. Că fiindcă eu țin minte Moscova, de 20 de ani,
Nu era. Dar acum... nu fugi din cadru. Este pentru prima dată când văd așa ceva, o pădure în adevăratul sens al cuvântului pe acoperișul unei clădiri. Sunt curios, voi ați mai văzut așa ceva? Dacă da, lăsați-mi jos în comentarii. Noi suntem pe insulă, acum noi suntem pe insulă, Cosminaș. Acum mergem, trecem pe alt pod aici și mai vedem încă un râu Moscova, doar că mai mic. Insula artificială sau... Nu, insula de când îl știu eu, insula asta. Nu știu, cât e de naturală, dar... Pentru a înțelege mai bine, în această zonă râul Moscova se bifurcă, iar în mijloc rămâne o mică insuliță pe care ne aflăm în acest moment. Aici deja s-a format un patinoar. Și orașele provinciale, totuși. Vă vine să credeți sau nu, am găsit steagul Uniunii Europene în inima Moscovei. Nu înțeleg exact ce clădire este aici, pentru că nu este afișat. Cert este că avem steagul Uniunii Europene. Am dezlușit misterul, aici are sediul o delegație a Uniunii Europene, de aici și steagul ancorat. Priviți câtă sare este pe jos, ajută pentru că nu alunecăm. În față avem podul îndrăgostiților, aici avem două verighete ce reprezintă dragostea. Am mai găsit un loc interesant, acesta este avantajul de a merge la întâmplare pe stradă. Cea mai veche meserie din lume așa este reprezentată. Aici avem dependenții de substanțe interzise. Avem și un porcușor, hoții. Așa sunt văzuți aici în Rusia hoții? Cam așa sunt văzuți alcoolicii. Un domn interesant pe un butoi. Aici măgărușul ce reprezintă? Ignoranță. Ignoranța. Iresponsabilii. Un domn cu fața acoperită, cu privirea acoperită. Indiferența. Nu vede, nu aude, este întors cu spatele. Propaganda, violența. Un domn cu nasul mare, cu foarte multe arme, dar are și cărți. Sadismul, așa este reprezentată sărăcia, o doamnă în vârstă care nu arată tocmai bine. Și războiul. Ne spunea un lucru foarte interesant mai devreme, doar că nu am reușit să-l surprindem pe cameră, așa că te rog să repeți. Nu știu, poate mai ceva mai târziu, dacă va mai fi, voi mai apărea în vlogurile lui Cosmin, poate cumva mai în detalii vă voi povesti despre cu ce mă ocup și facă Moscova, dar așa, mai la repede. Nu de mult muncesc în Horeca, nu de mult am avut un banchet, mă rog, unii aici în Rusia corporativele sunt toi. În luna decembrie totul este în toi. Fierbe sângele. Deci pentru petrecerea aia, bosul, proprietarul, angajaților le-a organizat și a cheltuit undeva la vreo 55.000 de euro, da. Pentru o seară, da. Așa cu tot. Așa că aici lumea cheltuie. Unii cheltuie, alții mai puțin cheltuie, dar în Moscova se cheltuie și tot e scump în Moscova, da. Îmi place foarte mult acest oraș, nu exagerez, nu vreau să pară că laud Moscova sau laud Rusia în special, dar ce este frumos, unde este frumos, merită spus, nu are rost să ne ascundem. Nu cred că politica sau ceea ce se întâmplă în acest moment în lume ne împiedică sau ar trebui să ne împiedice să prezentăm locurile frumoase. Avem acolo în depărtare Kremlinul, Biserica Sfântul Vasile, sau cum ai zis că îi spune? Vasile Vlajenii, simbolul Pieței Roșii, simbolul Moscovei, simbolul Rusiei, eu îi zic Biserica de Ciocolată. Acolo este locuibil. Acolo, în acea casă, au trăit și continuă să trăiască personalitățile de vază a Rusiei din toate timpurile. Oamenii importanți. Că asta este o construcție stalinistă, deci din epoca lui Stalin încoa. Cred că o să încheiem acest clip aici pentru că ne-am lungit foarte mult. Este aproape ora 12 noaptea. E momentul să mergem și acasă. Vreau să mulțumim acestor oameni pentru că au fost alături de noi în această seară și, după cum vă spuneam și în clipul trecut, dacă vreți să-i urmăriți pentru că ei locuiesc aici în Rusia, vă las în descriere link către canalul lor de YouTube. Vă mulțumim foarte mult pentru că
fără voi ar fi fost greu. Ar fi fost viața mai tristă. Da. Vouă vă mulțumim frumos, da. Ca tare, plăcerea a fost de partea noastră, sinceră. Sinceră a fost de partea noastră, fiindcă, mă rog, nu în toată ziua vin români la Moscova. Și nu în toată ziua mai vezi, da, mai faci contacte, noi conexiuni, da? Pentru noi a fost o... Mulțumim și ne mai vedem, păstrăm legătura. Numai decât. V-am pupat. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și ne ajută foarte, foarte mult să creăm conținut în continuare. Până data viitoare, de aici, din Rusia, numai bine!